Știrile Pro TV îți prezintă România te iubesc. Hristos a înviat. Începe o ediție specială România te iubesc. Astăzi, în ziua învierii la Pro TV, oamenii sunt lumina. Iar în ediția noastră cunoaștem un grup de studenți care la mijlocul anilor 90, căutându-L pe Dumnezeu, s-au hotărât să se călugărească. Au ajuns la Oașa și au întemeiat acolo comunitate aflată între cer și pământ. În fiecare an, mii de tineri îl găsesc pe Dumnezeu și se descoperă pe ei cu ajutorul părinților din mănăstire, fiecare cu poveste și căutări pasionante. Ce îi atrage acolo pe oameni? Care sunt întrebările lor? Și ce răspunsuri găsesc în casa sufletului? Am trăit câteva zile la Oașa, iar astăzi vă spun povestea acestui loc. Pe Valea Frumoasei, în munții Șureanu, un călugăr pare că a dat în mintea copiilor. În spatele lui, câteva tinere încearcă să țină pasul. Este părintele Pantelimon, iar tinerele au venit aici de la sute de kilometri pentru a afla mai multe despre Dumnezeu. Pe vârful Fetița, părintele ajunge de multe ori pentru a prinde momentul când soarele iese sau cade după munte. E pasionat de fotografie și are mii de poze cu aceste locuri și cu oamenii care au ales să viețuiască aici. Din locul acesta, priveliștea îți taie respirația. Cât cuprins cu privirea, se întinde împărăția sălbăticiunilor, așa cum numea Sadoveanu acești munți care i-au îmblânzit sufletul cu frumusețea lor. A umblat prin toată Europa Sadoveanu și nu numai. Și a zis că asta a fost cel mai frumos loc pe care l-a văzut el. Jos în vale, printre vârfurile brazilor, se zărește mănăstirea Oașa. Acum mai bine de 70 de ani, Mihail Sadoveanu și scriitorul Ioan Pop au ridicat pe fundul văii o biserică de lemn. Când comuniștii au construit lacul de acumulare, biserica a fost mutată pe mal, pe locul pe care s-a ridicat mai târziu mănăstirea Oașa. Povestea obștii de la Oașa începe la mijlocul anilor 90. În mănăstire sunt acum peste 20 de viețuitori, oameni care au renunțat la tot ce înseamnă lumesc pentru Dumnezeu. Despre Oașa am auzit multe, că aici toți călugării au studii superioare, că vorbesc altfel despre divinitate, că mulți oameni s-au regăsit pe ei și l-au aflat pe Dumnezeu. Sufletul acestui loc este starețul Iustin. Din 90, el era Mateu la momentul ăla. În 90 am ajuns singur la conștiința că există Dumnezeu. Cum? Logic. Dacă studiem o plantă, spre exemplu, ce acolo, dacă vedem sămânța ei, cum se dezvoltă, cum crește, creierul omului, pe ce ordine îi, cum au apărut, toată ordinea asta, nu mai vorbim de macro-univers. Cum a apărut tot așa, deși se ține? Și hai să presupune prin absurd că a apărut, dar de ce se menține ordinea? Dacă, cum a apărut ordinea? Și am tras concluzia rațională că există Dumnezeu. Până atunci mă deranjau cei care mergeau la biserică crunt. Deci cum treceam pe lângă catedrală și vedeam că ies de la slujbă cu capetele plecate. Mi se părea că în capetele alea e toată prostia universului. Tot ce taie, nu puteam să accept. Și am ajuns ca și eu să plecați capul. Da. Și a început căutarea. Într-o bună zi l-a întâlnit pe părintele Teofil Pârianu de la Sâmbătă de Sus, de care pe vecie rămâne legat și toate întrebările pe care le avea și-au găsit răspuns. În acea vreme, căutându-L pe Dumnezeu prin mănăstiri, i-a venit gândul că trebuie să-și ducă viața mai departe în mănăstire. Eram primiți peste tot, cu bucurie, dar eram tot oaspeți până la urmă acolo. Și mă gândeam eu atunci, dacă am avea noi o mănăstire a noastră, noi tinerii. Clar, să aibă călugări, să fie cu călugări, normal, dar să fie a noastră, să fim noi gazde acolo cumva, așa. Câți nu ne-am întoarce, câți nu s-ar întoarce la Dumnezeu dacă ar avea o mănăstire? Gândeam eu așa. Și peste ani, ajungând de aici, mi-am dat seama că, de fapt, mănăstirea noastră a ajuns mănăstirea lor, a tinerilor, deși am uitat de gândul ăsta. Am ajuns la Oașa deodată cu un autocar înțesat cu tineri. Vin mii în fiecare an atrași de locul acesta ca de un magnet.
Am venit aici cu multe întrebări și mai presus de orice, curios să aflu ce atrage pe acești copii la Oașa. Aici vara, curtea și malul lacului sunt transformate în amfiteatre. Primul care a vorbit în acest loc a fost părintele Teofil și an la rând numărul celor care soseau să-l asculte a tot crescut. Într-o poză, în fața părintelui Teofil apare și părintele Pantelimon, pe acea vreme student la arte. Eu ca și tânăr aveam idealuri. M-am gândit la un principiu pe care l-a enunțat părintele Teofil Părăian. Zicea că ce faci, te face. Orice lucru pe care îl faci, intră în componența ta și te modelează. Și atunci am început să gândesc acel principiu invers. Dacă eu am un ideal de devenire, ce fapte ar trebui eu să fac care să mă modeleze pe mine în sensul împlinirii idealului pe care îl aveam. Dacă aș fi rămas în lume, aș fi naufragiat în mediocritate. Și s-a călugărit. Grupul de azi vine de la Târgu Mureș. Sunt elevi de liceu. Părintele Pantelimon ia în primire. Printre ei, călugărul care împlinește în curând 40 de ani și 16 de călugărie pare un puști cu barbă. De multe ori ei vor, dar nu au definit ceea ce vor. Și tu îi ajuți să-și definească dorințele. Dorințele autentice, pentru că există și alte dorințe induse. Toată industria comerțului știe foarte bine să genereze dorințe la care să răspundă cu produse. Deci sunt foarte multe dorințe induse. Dar pe lângă acestea sunt și dorințe reale, de multe ori nedefinite. Vorbește blând, cu tâlc și trebuie să-ți deschizi mintea și sufletul pentru a-l înțelege, dar mai ales pentru a te redescoperi pe tine. Întâlnirea cu tine însuți este foarte disconfortantă. Și atunci oamenii preferă să fugă de ei înșiși. Asta și înseamnă cuvântul distracție, distra-ego, înseamnă fuga de sine. Omul dezvoltă această capacitate de autoamugire și de autoînșelare, tocmai ca să aibă un confort al conștiinței. Pentru că o conștiință îndurerată creează o stare de nemulțumire de sine și toți oamenii din ziua de astăzi nu mai sunt dispuși să facă efort. Toți oamenii sunt orientați spre confort, inclusiv un confort niciam al conștiinței sau un confort psihic. Și atunci E greu să fii sincer și dureros să fii sincer și îți trebuie curaj. Și dormitorul cu paturi supraetajate se transformă într-o adevărată aulă. Zeci de minute le vorbește cald și calm, iar tinerii veniți de la drum lung par suspendați într-o altă realitate. Pentru asta au venit aici. Asta îi atrage. Sute de tineri se adună aici în taberele de vară, călugării pun la treabă, cot la cot muncesc alături de ei și toți munții din zonă sunt luați la picior. Părinții le sunt ghizi atât pe creste cât și în explorarea celor mai adânci cotloanele sufletului, iar asta aruncă asupra acestui loc un farmec aparte care creează o atmosferă și o legătură între tineri și călugări pe care numai cei care au trecut pe aici au trăit-o. Primul lucru care facem este să le consumăm energia. Să nu mai aibă energie, să-i calmăm. Și atunci îi ducem fie la treburi, fie îi cocoțăm pe munți, îi urcăm pe munți. Facem ceva să le umplem ziua de dimineața până seara și atunci ei se liniștesc. Și au o altă liniște, o altă dispoziție sufletească și o altă capacitate de a te asculta și de a asimila. Când vin aici, simt că ziua e mult mai lungă. Ne trezim la ora 2:30 și parcă ar fi o săptămână din zilele mele de acasă. E un lucru pe care nu pot să-l explic. Nu simți oboseală aici. Oricât de mult ai lucra sau ai cutreiera munții, nu simți oboseală. Ea este Ana, clasa 10. Atunci când ajunge la Oașa, e om de bază în mănăstire. Mă regăsesc pe mine, în primul rând, l-am regăsit pe Dumnezeu, l-am găsit pe Dumnezeu aici. Mi-aduc aminte de o fată care a ajutat la bucătărie
Și era entuziasmată, zicea că o să meargă acasă și o să le spună la toți cum a făcut ea omletă din 1500 de ouă. Și în timpul muncii ai tot timpul câte un călugăr pe lângă tine, câte un preot care, în funcție de situațiile în care ești, bagă, ești, tai lemne cu toporul, găsește el o poveste să-ți spună. Și te îndrumă frumos și altcumva, când lucrezi cu el acolo, spune despre viața lui. Mie asta îmi place foarte mult. Tot la Oașa, tinerii își fac sărbătorile de iarnă, iar atmosfera creată atunci e una de vis. Anul trecut au fost cu colinda 200 de persoane, alte câteva sute n-au mai reușit să prindă un loc în mănăstire. I-am lăsat pe tineri să-și aleagă dintre sutele de costume pe care le are mănăstirea cumpărate sau primite de prin toată țara. Ana se ocupă de împărțirea și evidența lor. Mâine la slujbă le vor purta pentru că așa e obiceiul aici la Oașa. Cei care vin sunt întorși cu fața spre tradiție și valorile acestui neam. Li se amintește cine sunt. Am multe întrebări la care și eu aveam nevoie de răspuns și mai ales multe curiozități. Ce este fericirea? De ce trebuie curaj ca să-ți găsești sinele? Ne răspunde imediat Părintele Pantelimon. Și tot atunci îl cunoaștem și pe Părintele Sava, un american călugărit la Oașa. Revenim! Nu trebuie să avem cu Dumnezeu o relație interesată în care noi doar să-i cerem lucruri și nu trebuie să confundăm fericirea de a fi cu bucuria de a avea. Sunt sfaturi pe care Părintele Pantelimon le transmite de la Oașa, un loc în care toți călugării au studii superioare. Acolo funcționează o Românie autentică, vie. La fiecare sărbătoare, pelerinii sunt îmbrăcați în costume populare primite de la mănăstire, tocmai pentru a le aminti cine sunt. Aici pictează Părintele Pantelimon. Fotografia și pictura sunt două pasiuni la care n-a putut renunța când a intrat în mănăstire. Ce vă lipsește din viața de lume? Nimic. Nimic. Dacă îmi lipsea ceva, probabil că nu mai eram aici. Asta nu înseamnă că n-am regrete. Am regrete, dar nu pentru ceva din lume, ci pentru nedesăvârșirile mele. Și am zis că nu e bine că sunt în situație de a avea regrete. Pentru că o succesiune de neîmpliniri duc la neîmplinire. Un om nu poate să ajungă la bătrânețe, la împlinire, dacă nu este în fiecare moment al vieții împlinit. Pentru că orice, omul, în orice moment al vieții, este un rezumat al vieții lui de până atunci. Un articol scris de Părintele Pantelimon acum ceva vreme despre depresie a devenit viral pe internet. Crede că noi oamenii suntem preocupați cu amănunte neînsemnate și nu mai avem răgaz să înțelegem sensul lucrurilor și sensul nostru pe aceste locuri. Nu trebuie să-ți dorești să fii în fiecare moment fericit. Cred că este vorba de o neînțelegere a omului în raport cu ceea ce este bine pentru el și ceea ce nu este bine. Adică omul consideră că dacă are o problemă, este nefericit. Dar nu problema îl face nefericit, ci frica de ea. Oamenii își gândesc fericirea ca o absență a oricărei probleme din viața lor. Și întotdeauna când apare o problemă, încearcă să o elimine. Dar nu în asta constă fericirea, pentru că pot să vină o problemă, dar poate să apară alta. Și atunci, omul trebuie de fapt să fie capabil să se ridice deasupra lor și să găsească un sens în tot ceea ce se întâmplă. Zicea Părinte Teofil Părăian că măsura sfințeniei este măsura bunătății. Un om cât e de bun, atât e de sfânt. Câte gesturi, câte fapte, câte gânduri, câte cuvinte dezinteresate, câte acțiuni dezinteresate avem într-o zi, de dimineața până seara. Dacă stai să te analizezi, de acolo poți să începi să schimbi ceva din tine. Și foarte simplu. Deci nu este nimic complicat. Dumnezeu se ascunde în simplitate. Dumnezeu se ascunde, sau sfințenia se ascunde în normalitate. Și de ce depinde schimbarea în bine unui om? De propria libertate. De propria voință. Deci dacă vrei să
să fii bun, îți lucrezi binele, să te asumi pe tine așa cum ești, să-ți asumi viața pe care o ai. Și din această asumare începi să trăiești. E târziu, focul s-a stins de mult, călugării se roagă în biserică. Aici, la doar câteva ore de la sosire, pare că ești de o veșnicie. Cel mai apropiat sat e la 40 de kilometri, iar semnal la telefon nu există. Zgribuliți câțiva tineri îl așteaptă în fața bisericii. Vor să se spovedească, să-și spună păcatele. Intrăm în locul care folosește drept cabinet stomatologic și ușor, fără să gândești, intri în ordinea lucrurilor care funcționează aici. Nici nu știu exact de ce am venit, cum așa am simțit că trebuie să vin, ca un fel de reîncărcare. Înțeleg. Aveam nevoie să văd iarăși pacea asta a oamenilor care, deși singuri, parcă știu tot ce se petrece în lume. Ce pe lista e acolo? Lista cu persoanele care urmează să se spovedească la părinții mănăstirii. În noapte, Ana aleargă de la o chilie la alta, ține evidența tinerilor care se spovedesc. Ce mă atrage pe mine foarte tare la Oaș este comuniunea dintre noi, tinerii care venim aici, dar și comuniunea dintre noi și obștea mănăstirii. A doua zi dimineața, îmbrăcați în costume populare, tinerii se îndreaptă spre biserică. Aici, în creierii munților, trăiește o bucată de România autentică. Între aceste voi a fost țara dacilor și tot aici s-au ascuns călugării de-a lungul secolelor pentru a fi departe de lume și aproape de Dumnezeu. Ce tip de civilizație ne reprezintă pe noi românii? A fost prima întrebare pe care mi-a pus-o în față starețul Justin când ne-am întâlnit și tot el a răspuns. Civilizația satului, acolo unde de mii de ani s-a sedimentat și clădit sufletul acestui neam. La Oașa, sufletul acestui popor e viu, păstrat cu sfințenii și transmis urmașilor. Biserica e plină. În niciun caz nu vrem să creăm o mișcare exterioară, ci mai degrabă una lăuntrică. O mișcare către valorile noastre, către identitatea noastră, către trecutul nostru. Fiecare om este un rezumat al vieții sale. Toată lumea, călugări și pelerini, cântă și se roagă împreună. Asta îi atrage pe acești oameni aici, o rugăciune trăită, vie și felul în care sunt acceptați să facă parte dintr-o mare familie. Fac ore în șir pe drum pentru a sta câteva ceasuri la rugăciune în acest loc. Printre tinerii veniți, într-un colț, stau actorul Aureliu Surulescu și tenorul Vlad Miriță. De ani buni sunt legați de acest loc. Vii aici și îți dai seama că stai, că există speranță, știi? Spunea, cred că Nietzsche, există speranță, dar nu pentru noi. Ei bine, pentru noi există aici. Primul nu te judecă, nu te întreabă cine ești, cum ești, de unde ești, ce faci, ce dreci, ce... N-au niciun fel de judecată. Vin și îți dau răspunsurile pentru care ai venit și îți garantez că te întorci. Dacă vii cu sufletul deschis, te întorci. Dacă vii doar să cauți sau să faci turism, faci trei poze și te duci acasă. Mi-am dat seama că, într-adevăr, dacă cineva caută cu adevărat un duhovnic, în ciuda faptului că foarte mult zic, ai bă, lasă-mă cu preoții din ziua de azi, că știu eu. Or fi și de ea, nu zic. Dar dacă cauți cu adevărat, n-ai cum să nu găsești un duhovnic bun. Eu l-am găsit aici, e cam departe, mi-e cam greu să ajung, sunt vreo 6-7 ore de la București. Dar de câte ori vin și drumul până aici și drumul de întoarcere și cât stau aici, este timp câștigat și nu pierdut. În biserică, starețul Justin le vorbește despre bogăția acestui neam. Cred că concurăm cu mari șanse la a fi cel mai bogat popor din lume. Din punct de vedere duhovnicesc. Păi dacă l-avem pe Dumnezeu aici și toate mustesc de rai și raiul mustește prin toate, ce mai vrem? În bucătărie e zarvă mare, așa e de fiecare dată aici, la sfârșit de săptămână, sute de oameni se vor așeza pentru a-și astâmpăra foamea trupului. Aici totul își are rânduială. După slujbă, toată lumea, într-un ritual nemai întâlnit prin locurile noastre, merge către masă, în frunte cu preoții care se roagă, iar după masă, sala de mese se transformă în sală de conferințe. Ușor începi să înțelegi spiritul acestui loc și să te lămurești că poveștile auzite despre Oașa sunt adevărate. Starețul Justin are acum mai bine de 20 de ani de călugărie.
aleargă prin toată țara, susține conferințe la care vin mii de tineri și scoate pe călugări să facă mișcare și să se bucure de frumusețea locului. E un om hâtru care crede că dacă noi românii eram o leacă mai deștepți, treceam peste orice criză și eram acum mult departe. Alex, asta e o duminică obișnuită aici, să nu crezi că am organizat ceva că ai venit tu. Așa e în fiecare duminică. În strană, mușcând fiecare cuvânt, îl remarci de cum pășești în biserică pe părintele Sava. E american, călugărit la Oașa de aproape 15 ani. Care este rostul, menirea unui călugăr? Rostul al unui călugăr este mai ales a se ruga. A se ruga pentru el însuși și se zice să se roage pentru toți oamenii. A fost contabil la una dintre cele mai mari bănci din America. Aici sunt eu cu mama și cu tata, aici este mama, aici este tata, eu sunt aici. S-a născut într-o familie de catolici, dar în adolescență l-a descoperit pe Dostoevski. Aceste romane ale lui Dostoevski a stârnit o curiozitate într-o mine să înveț mai mult despre biserică ortodoxă. Și așa s-a apropiat de biserică, iar la 40 de ani s-a hotărât să se călugărească. Cum e ruptura asta de... Cum se produce? Este greu, mai ales pentru că am rămas în nume până la vârstă de 40 de ani. Am fost obișnuit cu viața lumească, multă mâncare, băutură, poate cel puțin o bere în fiecare zi, acest fel de viață. So, este o schimbare, dar... De unde vine schimbarea? Care e motorul? O dorință adâncă să ai o legătură mai strânsă cu Dumnezeu. Cum arată Dumnezeu în mintea unui om care lucrează cu cifre? Cifrele sunt pe nivelul la minții. Dumnezeu vorbește la nivelul a inimii. Așa e ceva care m-a ocupat. Credința. Ce este credința? Și trebuie înțeles că credința nu este la nivelul minții. Este ceva mai adânc. Ce este credința? Credința este a cunoaște Dumnezeu într-un mod mai experiențial. Nu într-un mod academic, intelectual, cerebral. Nu este posibil să dovedim existența lui Dumnezeu. Dar știm că Dumnezeu există prin inima. Inima știe într-un mod diferit. În comparație cu mintea, mintea știe că 2 și 2 sunt 4 și București este capitala României. Adică mintea știe fapte, dar inima are o experiență personală. Și totuși găsește și argumente palpabile pentru a dovedi că Dumnezeu există. Trupul uman are miliarde de celule. Fiecare celulă are aproximativ 60 de părți mișcătoare. Dacă unul nu lucrează corect, toate celulele nu lucrează. Miliarde de celule, fiecare cu 60 de părți mișcătoare. Ce înseamnă asta? Că trupul uman este incredibil de complicat și incredibil de sofisticat, incredibil de coordonat. Așa ceva a crescut fără intelligent direction. Oamenii știință au aceste expresie, direcție inteligentă. A intrat într-o mănăstire ortodoxă în Ohio. A ajuns mai târziu la muntele Athos. Ar fi vrut să rămână acolo, dar pentru că în munte erau deja prea mulți străini, starețul mănăstirii Vatoped l-a trimis la Oașa. La începutul anului 2000 a ajuns cu o valiză în mână la poarta mănăstirii. Starețul Ustin își amintește și acum cum l-a botezat pe părintele Sava. Era nerăbdător, mă. Merge pe la Beciuri pe acolo, găsește botea noastră de varză. Și ce băgați-mă, botezați-mă în asta. Nu știa cum îi zice, că el nu a văzut în America așa ceva, o bote. Și nu știa cum îi zice la asta, deci nu știa ce să zice. Băi, frate, mă, ne golim varza noi de acolo. O spălam noi acolo un pic, dar noi, nu, ca burlaci, am spălat-o numai un pic, așa. Ca burlaci. Am adus-o aici, un miros de varză. L-am botezat acolo pe Petre Sava. 3 săptămâni mirosata varză. Veneau oamenii mirosau așa. L-o să simtă miros de tămâie, de varză murată, frate.
Cu părintele Sava ne revedem în câteva minute. Vom merge în locurile în care face ascultare, adică acolo unde muncește. Îl vom cunoaște imediat și pe fratele Iona, un fost ofițer de armată, fost ateu și fost profesor de limbi clasice, care trăiește acum ca un pusnic prin pădurile din jurul mănăstirii Oașa. Cel mai greu pentru un călugăr este trezvia, starea în care ți îndepărtezi orice gând din minte și rămâi doar cu rugăciunea și cu Dumnezeu. Nu e deloc ușor și îți trebuie ani de stăruință. În munții din jurul mănăstirii Oașa viețuiește pusnicul Iona, un om care de mai bine de 10 ani s-a retras din societate pentru a trăi cu el și cu Dumnezeu. Îi cunoaștem căutările imediat. Revenim acum la întâlnirea cu părintele Sava, americanul. Vă lipsește ceva din viața de civil? Puțin. Puțin. Lucrul care îmi lipsește cel mai mult este faptul că în North Carolina, am locuit în acest stat, North Carolina, 9 ani de zile și acolo am cântat într-un cor clasic. Și noi am cântat Beethoven Sinfonia Noua, Verdi Requiem, Mahler Sinfonia Doua, Brahms Requiem, Bach Misa în Si Minor, față de chiar peste 1000 de oameni. Băi, ce bucurie este asta! Și asta vă lipsește? Da. Am găsit acest fular acum o lună. Este negru și are un steag american. Perfect. În mănăstire este șeful stranei și se ocupă de curățenie în camerele în care dorm pelerinii. Un concept esențial în călugărie este jertfă de sine. Și ne jertfim în multe diferite moduri, inclusiv muncă. Vă imaginați vreodată în America? V-a trecut prin minte că o să ajungeți în România să faceți curățenie în băi? Da, și făcând curat la băi și la acest timp fiind filmat. Niciodată am visat mereu să fiu filmat în România făcând curat într-o baie. Niciodată am crezut așa ceva. Imediat după slujbă, părintele își face apariția în curte cu mătura și mopul de curățat băi. Îi place să vorbească și să-i facă pe oameni să zâmbească. Un evreu bătrân, 75-80 de ani, se duce într-un parc în Moscova cu gramatică evreiască sub braț, să se învețe acolo în parc. Și se apropie de el un polițist rus foarte mare și zice, bă, ce faci acolo? Zice, studiezi limba ebraică. Și acest polițist zice, bă, studiezi limba ebraică? Ruf, la vârsta ta, probabil niciodată vei putea să emigrezi în Israel. Și evreul zice, în cer se vorbește limba ebraică. Și acest polițist râde tare pentru că el este ateu, nu crede în Dumnezeu. Și el începe să glumească cu evreu. El zice, oh, poate nu vei ajunge în rai. Ce vei face dacă ajunge în iad? Și evreul zice, nicio problemă, deja știu limba rusă. Ce e cel mai greu pentru un călugăr? Disciplina ascetică. Asceza. Ce înseamnă asta? Posturi. Posturi, înfrânare. Disciplina mentală, disciplina fizică. Tot timp. Disciplina fizică este mai ușoară decât cea mentală. Dar trezvie. Există acest concept de trezvie. Foarte timp, așa ceva esențial în viața călugărească. Dacă ești într-o stare de trezvie, imediat când apare gândul, ești conștient. Și te gândești, asta este o ispită, asta este un gând rău. Și eliminezi acest gând, respingi acest gând. Asta este trezvie. A păstrat minte într-o stare de veghere, stare de veghe, tot timp. Așa încât orice ispită care vine, e respinsă imediat. Ora 2:30 dimineața, la Oașa, slujbele se fac după rânduiala Muntelui Atos. La ora 3 începe slujba care ține până aproape de ora 8 dimineața, după care călugării merg la muncă. Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Părintele Silvan a slujit în altar în această dimineață. L-am găsit ceva mai târziu în staulul animalelor. Și asta e ascultarea de noastră. Dimineața ați fost la slujbă. Da. Și acum aici, la 12 iar la slujbă, sau la cât începe? La 12 începe, da. Și după aceea masa și înapoi aici? Sau? Dacă e nevoie. Dacă e nevoie. Dar azi nu cred că va fi nevoie. Ați făcut teologie sau ați făcut... Nu? Ce facultate? Am făcut silvicultură. Da, păi toți nici s-au făcut cu facultate. Toți cu facultate. Adică, nu știu... Și fratele, nu știu, fratele Cătălin, dar... Are, da, are și el. Fratele Iosif. Ce facultate aveți, frate? Eu,
Vă lipsește ceva din viața de dinainte de călugărie? Nu cred, nu mi lipsește. Serios, nu mi lipsește. Chiar mi s-au adăugat. Chestii pe care... Deci chiar asta ce e o chestie faină și pot să vi-o zic cu mărturie personală, am simțit treaba asta, că i-am dat lui Dumnezeu tot ce am avut, ce am avut eu și am primit tot. La ora prânzului, Baciul îmbracă iarăși veșminte și slujește. Va urma masa și iarăși muncă. Seara se întorc din nou în biserică pentru alte câteva ore de rugăciune. Așa, în fiecare zi. Toți odată mergem la muncă, toți odată la pravilă, la slujbe, toți împreună, da. Toți la masă, am văzut. Da, tot. Am ajuns... E puțină militarie, așa. Îți devine firesc. Am ajuns să începem slujbele tot timpul la fix. Și acum dacă începem la și un minut, ne deranjează. Minutul ăla deja ne săcăie. Deci ne-a devenit firesc treaba asta. Călugării nu se roagă doar pentru ei, ci și pentru cei care trec pe aici. În fiecare noapte, pomelnicele lăsate de oameni sunt împărțite între călugări și numele trecute pe hârtie sunt pomenite noapte de noapte. Printre călugării de aici l-am întâlnit și pe fratele Iona. Ion Pătrulescu, în viața civilă, fost ateu, fost ofițer de armată și profesor de limbi clasice, de 10 ani trăiește ca un pusnic prin pădurile din jurul mănăstirii. Cu greu starețul l-a convins să vorbească în fața camerei. Nu cred că a fost o decizie a călugăriei, a fost doar o nevoie de a mă retrage. Adică lumea așa cum este acum m-a obosit la un moment dat. A fost căsătorit, a divorțat, a venit aici să trăiască singur cu Dumnezeu. După 10 ani, săptămâna trecută trebuia să fie tuns în monahism, să fie făcut călugăr. A amânat momentul de teamă că îl vom filma. Vocația de călugăr nu ține de credință, ține de o stare. Adică cauți... Indiferent ce ți se oferă în lume, cauți să fii ca un călugăr. Nu știi că aia e. Dar îți place să stai singur, îți place să te duci în munți. De când eram copil, îmi plăcea să umblu prin păduri, așa de, plecam de 2-3 zile de acasă. Și ce faceți acolo în pădure? Păi eram fericit acolo. Acum, nu, acum. Acum ce fac? Da. Păi acum stau. Să știi că e foarte greu să nu faci nimic. Nu știu dacă v-ați gândit. Încearcă să faci mintea și trupul să-l oprești să oprești moara. Și o să vezi că trebuie să faci ceva. Dacă te închide cineva 24 de ore, spune, să nu-ți lase nimic. Spune, 24 de ore nu faci nimic. O să cauți psihiatru după aceea. Nu poți. E, imaginează-ți că a face vid în minte nu înseamnă numai a pleca de la București și a veni aici la mănăstire. Înseamnă a nu te mai gândi la toate lucrurile la care te gândești la București. Ori asta e foarte greu. E aproape imposibil. Reușiți? No, la călugări ni s-a dat, ca să zic așa, un ajutor. Ni s-a dat rugăciunea. Ca modalitate de a bloca gândurile care vin din lume și a întoarce mintea spre Dumnezeu. Și cu toate că este rupt de lume de 10 ani, știe că francul elvețian a ajuns de necontrolat. De ce te împrumuți la bancă? Care este mecanismul subtil care te face să te împrumuți? Pentru că vrei să trăiești mai bine decât îți permit mijloacele tale reale în momentul de acum. Deci tu, acum de exemplu, ar trebui să trăiești într-un bordei, dar tu vrei să trăiești în vilă. Imaginea ta în ochii lumii e mult peste valoarea ta, nu? Și atunci, tu neavând cu mijloacele tale, cu valoarea ta reală, posibilitatea să ai acești bani, vine banca, eu aș zice că vine altcineva, și spune, ba, se poate, te ajut eu. De ce? Pentru că în felul ăsta te-a legat. Și tu ești din om liber, ai ajuns sclav. Singura șansă pentru omul din totdeauna este educația. Educația, un om educat, este un om care deosebește binele de rău. Dar în momentul în care educația noastră este avariată, cum este acum, că de asemenea e mare lupta asta pentru sufletele copiilor, pentru că un copil needucat, cum sunt copiii acum, el nu deosebește stânga de dreapta, nu deosebește lumina de întuneric, e ca orbul. Și atunci e foarte ușor de înșelat. Needucat aici înseamnă să confunzi fericirea
plăcerea de a consuma cu fericirea de a fi. Omul, de fapt, el caută să fie. Să fie. Ori Dumnezeu este sursa ființei. Diavolul e cum se spune, e moarte. Și atunci, el îți dă doar iluzia ființei. Uite, orice plăcere îți imaginezi. De la droguri până la alcoolism sau știu la femei sau la orice. După un timp, e clar că conștientizezi că te-ai nenorocit. Deci orice păcat faci după un timp, constați că de fapt acolo nu e viață. Că nu poți să fii fericit. Pe când, atunci când ești educat și când deosebești binele de rău, atunci te ferești de rău și faci binele. Iar binele înseamnă primirea ființei, a harului de care vorbeam. Acum în bara Casa din Pădure, pe care nu vrea să o arate lumii, traduce texte vechi din greacă și latină, vrea însă să renunțe și să rămână doar cu rugăciunea. Călugărul este un singuratic în care are în vedere singurul lucru sigur din viața noastră, totul e vis. Călugărul are în vedere singura certitudine, moartea. Ce vreau să spun cu asta? Că ori trăim în proiect, ne gândim la ce facem mâine, proiecte europene, nu? Proiect, aruncare în față. Ori trăim în nostalgia Usson Lenej d'Antan. Fost ai lele cât ai fost. Niciodată nu trăim în prezent. În momentul în care ieși din lume, nu-ți mai rămâne nimic din prezentul, din, cum să spune, din ceea ce oamenii socot prezent, îți rămâne un gol, un vid și moartea. Toată filozofia sa de viață se învârte în jurul morții, o moarte cu gândul la înviere. Ceea ce trăiești tu aici, dacă se întâmplă, de exemplu, astăzi să ni se ia viața, starea asta lăuntrică pe care o ai în acest moment devine veșnică. Adică starea pe care o ai în viață acum este, dacă te găsește moartea, prin un accident, te găsește moartea așa, așa rămâi în veșnicie. Rămâi cu iadul sau cu raiul pe care tu, cu ființa ta, cu mintea ta, cu mâinile tale, îl zidești aici. Deci noi ne construim aici, pe pământ, raiul și iadul. Raiul, iadul, sunt o stare. Sunt și o stare și un loc. Sigur că da. Nu sunt numai o stare, că acum sunt diverse teorii, că nu e chiar un loc de-a binelea. Că o fi în pământ, că o fi pe alte, pe M dimensiuni, știi că sunt și a patra și a cincea dimensiune, acum cu geometria N-dimensională, știi că există. Adică se pare că sunt mai multe spații, nu vorbim de găuri negre, face trecerea dintr-o dimensiune în altă dimensiune, habar n-avem ce e acolo. Dar este limpede că sufletul nostru, de exemplu, nu este în cele trei dimensiuni. De exemplu, noi cu sufletul putem fi prezenți peste tot. Poți în clipa asta să fii prezent în India. Dacă noi am fi niște oameni evoluați, să zic așa, poți în orice moment să vezi globul ăsta pământesc din cosmos. Sau poți să fii în orice loc de pe lume. Astea sunt niște performanțe pe care sfinții le realizau. An la rând, toată tinerețea a fost ateu convins. Ateu desăvârșit, adică nu silit, convins. Și cum a fost întâlnirea cu Dumnezeu? N-a fost o întâlnire așa, un flash, a fost o revelare a minciunii în care trăiam, o revelare progresivă a minciunii. Deci eu luam minciuna drept adevăr și încet, încet am văzut să văd că secvențe din adevărul pe care îl credeam eu era minciună. Și asta e minciună, și asta e minciună. Până am descoperit că totul e minciună. Bine, bine, dar totul e minciună, dar adevăr nu e pe lumea asta. Care e adevăr? Nu mi-l spune nimeni. E mare minune conștiința că noi avem libertatea garantată de Dumnezeu. Nu NATO, nu ONU, nu Uniunea Sovietică ne garantează libertatea. Libertatea e garantată de Dumnezeu de sus, de sus, de sus. Deci, în orice moment, noi dacă vrem să facem orice rău din lume, nu ne oprește nimeni. Dacă vrei să spargi o bancă, o vrei să strângi pe cineva de gât, nu te oprește cineva? Nici o lege, de fapt. Legea îți interzice, nu te oprește, că nu te poate opri. Păi așa e opri pe toți răufăcătorii din lumea asta. Dar dacă vrei să fii sfânt, te poate opri cineva?
Deci, practic, în mâna noastră stă destinul nostru. Deci avem această libertate înspăimântătoare de a alege ceea ce suntem și ceea ce vom fi în veci. Este ceva de neimaginat. Adică poți să fii, ca să merg așa în extremis, poți să fii demon și poți să fii înger. În mâna noastră stă opțiunea. A venit-o de la mănăstire o maică din Turda și i-am spus să vină până sus pe deal. Pentru că de aici, de pe deal, se vede Turda și a spus, maică, poate îți vezi și tu mănăstirea. Când s-a întors maică de pe deal, am întrebat-o, na, maică, cum îți ai văzut mănăstirea? Și mi-a răspuns maica un cuvânt la care nu m-aș fi așteptat și care mi-a plăcut. A spus, nu mi-am văzut mănăstirea, dar am văzut facerea lumii. Găbud, un loc aproape de Ocna Mureș, la 200 de kilometri de Oașa. Aici mănăstirea și-a ridicat un metoc, o bază administrativă. De aici sunt hrănite miile de pelerini care trec prin Oașa. 7-8 tone de bulion nu mi se pare ceva ieșit din comun. Părintele Pantelimon răspunde de acest loc. Alți 20 de călugări care aparțin tot de Oașa au fost detașați, viețuiesc și muncesc pe aceste dealuri. Și aici se fac tabere pentru tineri. Tot starețul lui Stin este și aici sufletul locului. Îi pare rău că preoții nu se implică mai mult în viața comunității. Hai mă, frate, să ne punem aici. Hai măcar la parohie, pune-o livadă și ce crește acolo, vinde și mai face ceva la biserică. Ce tot cerșim, ce tot numai să cerșești, să ajutați-ne. Putem noi să facem mult mai mult, să ne descurcăm mult mai bine. Nu suntem gospodari așa, numai, la sate nu-i mai nimic, nu-i mai bibliotecă. Fă tu, mă frate, biblioteca primăriei, pune-o tu ca preot la punct. Ce stai? Ce stai și te uiți? Adică biserica întotdeauna a avut deschidere față de cultură, față de școală. Păi hai și acum să facem ceva, numai stai închis la biserică, în casa parohială, stai acolo, înfuiat acolo, să nu te vadă nimeni că ești foarte domnicesc. Pune-mă mâna, mă, vine apă pe un drum pe acolo și spală drumul. Păi du-te tu, mă, ca preot, mă, și ia sapa și hârlețul și trage apa să nu mai ia drum acolo, mă, frumos, mă. Păi să te vadă oamenii că faci gesturi de genul ăsta. Păi credeți-mă că predică mai tare decât asta nu există. Ar veni la biserică, știți cum? Am urcat cu părintele Pantelimon pe acest vârf de rai. E un loc binecuvântat de Dumnezeu care degaje o liniște aparte. Părintele spune că pământul are imprimat în el ritmul turmelor care trec pe aici de mii de ani. Aici, deasupra lumii, pe buștenii de lemn, tânărul călugăr ne dă ultimele îndemnuri înainte de a pleca spre casă. Zicea un Sfânt Părinte, ce este împacă-te cu tine însuți și va fi în pace cu tine și cerul și pământul. Adică în momentul în care te accepți așa cum ești, în momentul ăla poți să te și schimbi. Și iarăși și foarte important că oamenii să nu facă compromisuri. În momentul în care faci compromisuri în viață, ajungi să te disprețuiești pe tine însuți și foarte important așa să ai curaj, să nu consideri obstacolele de netrecut. Din potrivă, obstacolele să-ți stârnească, să te provoace obstacolele. Eu zic că viața este foarte frumoasă. Dacă știi să te mulțumești cu ce ești și cu ce ai. Omul care poate să-și controleze dorințele și nu este depășit de propriile dorințe, omul acela poate să fie fericit. La Oașa, ziua e pe sfârșit. Îmbrăcați în costume populare, tinerii ies de la masă și se întorc la biserică pentru o ultimă rugăciune. Pe treptele bisericii, tinerii din Mureș se pregătesc de plecare. Voi, ce clasă sunteți? A 12-a? A 9-a. A 10-a? De liceu. De liceu. Sunt foarte mici, niște căutări foarte mari. Da. Păi ne pregătim de la vârsta asta. Pentru vârsta următoare, în care trebuie să avem căutări mai mari, din ce în ce mai mari. Ca să nu ni se pară și nouă că oamenii mai maturi sunt bătrâni, să rămânem întotdeauna tineri, cum zicea părintele Pantelimon.
Hristos a venit. În biserică, părintele Sava, americanul, cântă sacadat, gândind fiecare cuvânt despre înviere. Autocarul cu tineri se pune în mișcare și lasă în urmă acest loc peste care se așează liniștea. Se vor întoarce în curând, pentru că pe Valea Frumoasei, Oaș a devenit pentru ei un fel de familie, o altfel de casă în care își descoperă rădăcinile, se descoperă pe ei. Aici au aflat frumusețea lucrurilor făcut împreună. Împreună se roagă, împreună muncesc, bat munți în lung și în lat și tot împreună dau de Dumnezeu. Într-o carte despre acest loc se spune că Oașa este la granița dintre lumi, între cer și pământ, un loc în care timpul se întâlnește cu veșnicia, strămoșii cu urmașii. Toți, uniți prin rugăciune, suntem aici, pe palmele lui Dumnezeu. Hristos a înviat! Discuțiile cu părinții dăruiți ai acestor locuri sunt mult mai lungi decât a putut cuprinde ediția de astăzi. Intrați pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro și urmăriți acolo integral conversațiile. Atât pentru astăzi. Vă las acum cu Știrile Pro TV. Sărbători luminate și fericite să aveți! Știrile Pro TV ți-au prezentat România te iubesc.